Tocmai a apărut trailerul de la GTA 6 eram gata, gata să mă culc când primez o notificare că a apărut. Eu credeam că o să apară ziua, dar nu știu ce s-a întâmplat, de ce a apărut ori mai devreme, ori n-am tradus eu bine cum e ora aia, dar îl avem chiar aici trailerul de la GTA 6. Uh, din păcate n-am voie să-i dau play pentru că o să ni-l blocheze, dar haide să ne uităm așa pe imagini cât de cât. Ok, după cum vedeți, exact cum am bănuit, se petrece în Vice City. Aici avem acțiunea în orașul Vice City. După cum vedeți, sunt imagini Vice City, rozul ăsta, Miami Tati, adică cum ar veni. Haideți să ne uităm. Aici vedem niște imagini dintr-o închisoare unde este Lucia, una dintre uh, personajele principale din GTA 6. Atenție! Exact cum am bănuit și cum am aflat. Lucia va fi protagonista din GTA 6. Bun, merge mai departe. După cum vedeți, ea este Lucia. Mamă cât de frumoasă e. E așa, e puțin mulatră, dar e mișto de tot. Bun, din ce a putut înțelege Aici este probabil un psiholog din închisoare Unde ea vorbește Bad luck, I guess, îi zice cineva În fine, aici după cum vedeți avem imagini Cu iahturi, cu delfini și așa mai departe Mamă, 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 mamă cum e Ok, aici avem schijeturi și toate nebuniile Miami, după cum vedeți, Vice City-ul totul s-a întors înapoi GTA 6-le în sfârșit. Uh, avem imagini cu orașul, mamă. Eu, eu, dau așa pentru că n-am voie să-i dau play. Dacă îi dau play acum, clipul ăsta nu mai apare. Ok. Ce mai avem pe aici? Blocuri, turnuri, avioane. Mamă, cât de bine arată. Aici uh, vedem o parte foarte interesantă. Este o mlaștină. O mlaștină, ceea ce ne arată că uh, avem o mapă foarte mare. Este o de asta cu crocodil, cu nebunii, flamingo, după cum vedeți, Florida. Deci așa este în Florida. Miami. Ok. Aici avem din nou, după cum vedeți, o grafică excepțională. Vedem foarte multe gagici. Mamă, ce fundar. În fine, trecem mai departe. Aici am văzut o, o parte foarte interesantă. Îl avem aici și pe Dorian Popa în imagine, sigur că da, în GTA 6. Aici avem o chestie foarte interesată cu acest vapor, dacă-l țineți minte din GTA Vice City, eu țin minte perfect acest vapor, probabil o să avem aici o misiune, doamne de-abia aștept După cum vedeți aici este din nou, avem uh, imagini uh, nocturne din Miami, din Vice City, scuze, mamă cum arată frate, deci este absolut incredibil cât de mișto arată Aici vedem, sunt acele chestii cu uh, nebuni care ștunează mașinile și o să avem concursuri, uh, cum de altfel se și întâmplă, uh, dacă ați văzut imagini din Miami, este o stradă foarte populată unde trec în continuu mașini modificate și mașini scumpe, gen Lamborghini, uh, Ferrari și mașini de genul uh, din, uh, din asta, low, ok. Aici ni se prezintă, uitați, avem și motociclete. Rolls-Royce Cullinan e chiar aici, care arată ap aproape identic unul la unul. Și o să vă arăt, se poate să fie avut un de mașini. Aici avem niște chestii din club. Aici din nou rapperi, trepări cu gangsteri cu dinți de aur și așa mai departe. ăștia s-ar putea să fie trepări. Ăsta seamănă cu Tupac, frate. zici că e Tupac, dar, dar nu e Tupac, că e mai mare, dar oricum, aduce. Ok, aici avem din nou o imagine cu Vice City. -ul. Mamă, cât de bine arată, frate. Deci mi se pare că arată absolut incredibil. Doamne, ce mapă. Deci mă gândesc, oare o să fie la fel ca Vice City, -ul? dar cred că o să fie mult, mult mai mare, avioane care circulă și așa mai departe. Ok, aici este o imagine foarte interesantă. Putem să vedeți un 911 uh, Dodge, aici putem să vedem un Ferrari. Uh, nu știu dacă știți modelul, se numește, uh, ăsta e Ferrari-ul ăla, Testarossa. Uh, ok, -cred, cred că ăsta e, să mă corectează voi dacă nu greșesc, este alb. Dar după cum vedeți, spune și tema, aici este... Ok, aici, aici dacă nu mă înșel, la motelul ăsta stătea Tony, nu? La ăsta cu roz. Aici vedem un, un cercetor... Gagici care se plimbă. Bă, viața de Miami e cea mai jmecheră. Și asta nu o poate contrace nimeni. Și ce culori și ce tot. Ia să ne mai uităm pe la imagine, ok? Ne, ne uităm să analizăm fiecare cadru. Petreceri, cluburi, avem cluburi, ok? Noi ne uităm acum în detalii, să nu ne fi scăpat ceva. Ok, și aici avem o imagine cu un avion, ok? Avem foarte multe chestii. Gen, aici este un avion. Foarte mișto. Bun, apă, toate Mamă, deci aici o să fie Probabil o prelungire a mapei Voi dați seama ce cursuri să facem aici, ce challenge-uri cu amicii Bine, până atunci Pentru că în final avem și o veste tristă Dar în fine Mamă, cât de bine arată apa și grafica deci vă dați seama că cineva poate Cred că se joacă deja GTA 6 Aici avem o gagică care are un costum fake de la lui Vuitton Bine, nu au ei licențele și asta Dar asta s vrea Mamă, ce țapă asta Ok, foarte mișto, avem o piscină la ultimul etaj, cum se face primaia mi viața de lux și așa mai departe. Ok, Vice City, ok, Vice. Aici avem o imagine foarte frumoasă. Au băgat site-uri de socializare în GTA. Ok, Dead, Dead Bot Squad, ok, ai papi, ok. Aici avem petreceri pe ea cu bogați. Aici are și am văzut o foarte, foarte interesantă. După cum vezi, ăsta scoate un crocodil din piscină. În, în, în Miami se, se, întâmplă. În Florida se întâmplă. Sunt foarte mulți aligatori cu crocodile acolo. și aici avem o gagică, dacă nu mă înșel, care face twerk. Din nou, pe... e un fel de Instagram ăsta. Ok. Un fel de Instagram. Aici, noaptea curse care se fac cu mașinile. Foarte tare asta. The best song right now, ok, iarăși se fac o mulțime de chestii pe site-urile de socializare. Aici un crocodil care intră în magazin, asta e panara mă mare de, de tot imaginea asta, adică gândește-te că o să întâmple aceste lucruri, o să stăm în magazine și o să vină un crocodil peste noi, o să fie incredibil. Aici avem de la jafuri, gen poliția care intră peste uh, traficanți în case și așa mai departe și imagini. Aici avem imagini cu un gras în chiloți care aleargă poliția după el. Ok, ploase. Nu știu ce plăci video să trebuiască să avem ca să ducă aceste grafici, dar eu, da, eu, cred că ne descurcăm. Aici un rocker nebun. Uh, only in line is uh, croci greb in Napoli. What the fuck? Ok, bad driving. Ia să vedem. Aici l-avem pe ăsta de zici că e ăsta... Uh, cum îl cheamă Bob Marley așa are poza mai sunt și din ăștia. Hopa, am văzut aici o poză cu un un moș în care își spală. Wow! Îș, își udă gazonul. What the fuck? Ok, aici cred că sunt niște părți cu noroi, niște părți mai așa, mai, mai așa și așa, băi. O să fie o nebunie cu GTA 6 le atunci. O să fie o nebunie. Bun. Ia să vedem. Aici avem o babă. Frate, asta pare reală. Deci poza asta pare reală, avem uh, o cucoană cu două ciocane în mână care probabil și amenință vecinii și vrea să le facă rău. Nu știu, la asta mă gândesc eu. Analizăm fiecare cadru. Aici din nou, uh, violențe, uh, urmări. It's... What? It's her emotions. Ok, asta nu o înțeleg încă. Aici vedem o clădire, poliția iarăși care n-a mai evoluat din punct de vedere al mașinilor. Avem și mașini foarte noi, dar și mașini foarte vechi. Acesta este al doilea uh, personaj principal, după cum am... Uh, după cum am, uh, am știut, care jefuiesc, o, uh, uh, dacă vedeți, au jefuit deja, au avut un jaf. No overturning zone, așa, ia s să opresc eu ăștia. Cops, arestă, mon, ok. Aici avem un pod, un accident mamă cum arată și daunele la mașini. Bine, clar, jocul nu, nu o să arate ca în dar oricum aici avem e o treabă cu probabil un, tat un tatuaj, nu știu spaniolă ce scrie aici, dar probabil are ceva de a face cu Mexicul sau ceva de genul, pentru că ăștia sunt așa, din Mexic. Aici avem uh, bandele de, de traficanți, iarăși, ia uitați pe motociclete și așa, așa mai departe, Dirt bike, dirt bags, ok, iarăși, traficul cu droguri, deci jocul se bazează foarte mult pe trafic cu droguri. Porsche, vedem aici, aici vedem un Mustang, dacă nu mă înșel, Mustang, Ford, un Ford aici, iarăși mașinile clasice, dar vreau să identific cu ce se aseamănă. Hopa, avem aici o, o imagine interesantă, ia, ia uite dodge ok, mamă cât de bine arată, high roller lifestyle, bun. Aici avem pe protagoniștii noștri care fură din magazin din nou, încep să spargă ma niște magazine. Ok. Jocul va fi absolut incredibil. Deci vă anunț. Aici avem un magazin de arme undeva la, pe la periferie sau chiar mai mult de atât. Uh, vedem un G-Class aici. Asta e Audi Q8. Să-mi spuneți voi, de asta este Audi Q8. Ok. Ia să ne mai uităm trafic, trafic, ok. Aici avem o cucoană care efectiv e tot asta actrița principală care se drăgostește de asta. Ok, aici avem încă un jaf în magazin. Intră din nou în magazin și, și aici avem logo-ul GTA 6 care ne zice clar că va apărea în 2025, de amici mei, 2025. What the fuck? 2025. Wow! Ok, cam asta a fost, nu știu, eu am dat like, deja toată lumea este nebunită, toate recordurile YouTube au fost bătute deja, eu am fost bercică, nu știu, vreau să aș și le voastre în comentarii, dar da, deosebit, papa. Pa. pa.